Clipul de astăzi va fi despre mâncare și o să vă arăt ce am mâncat eu într-o zi în Anglia, lucruri pe care nu prea le găsesc acasă în România, însă atunci când sunt în Anglia, profit de acest lucru și încerc să mai schimb meniul și să încerc lucruri noi. Bineînțeles, ziua începe ca întotdeauna cu o cafea, o cafea neagră, lavața. Am de data asta. Nu este o cafea extraordinară, însă în lipsă de altceva m-am obișnuit și cu lavața. Cana din care beau cafea mi-a făcut-o cadou Cristi, soțul meu. Știe că îmi place foarte mult cuplul ducilor de Cambridge și mi se pare o cană foarte simpatică, foarte drăguță. Așadar îmi încep ziua cu o cafea neagră și o linguriță de zahăr. Micul dejun este total neconvențional. Îmi place mult mâncarea indiană, care se găsește peste tot în Anglia, pentru că India a făcut parte mulți ani din Imperiul Britanic și mi-am cumpărat o cutie de gustări indiene care îmi plac foarte mult și pe care o să le mănânc singură, pentru că soțului meu nu prea îi place mâncarea indiană, nu-i plac condimentele pe care aceștia le folosesc. Sunt trei feluri de gustări, de chifteluțe. Onion bhaji, așa cum le spune și numele, sunt niște chiftele din ceapă, amestecată cu un fel de făină de năut. Apoi samosa, cornulețe sau mai degrabă triunghiuri și pakora, care sunt asemănătoare cu onion bhaji, însă sunt făcute din alte legume. Lângă aceste gustări indiene, o să mănânc o salată coleslaw, din care fac și eu acasă, dar pe care aici în Anglia o găsesc în multe magazine și este foarte, foarte bună, o salată din varză și morcovi. Și o să-mi pun și două felii de pâine, sau o felie de pâine mai degrabă, malted bloomer. Este un tip de pâine, bloomer însemnând franzelă. Nu este cea mai grozavă pâine, dar nu a spus nimeni că englezii ar fi buni brutari. Și acesta este, deci, mic dejunul meu. Așa arată samosa în interior. Sunt niște produse de patiserie, umplute fie cu legume, fie cu carne, care, desigur, sunt mult mai bune proaspete. Și o să mănânc și un desert. Este desertul meu favorit, aș putea să spun, din cele care se găsesc în supermarket. Un cheesecake cu mandarine. Îmi place atât de mult prăjitura aceasta. Se găsește la raionul de congelate în Sainsbury's. Și de fiecare dată când mă duc în Anglia, o cumpăr. Este unul din rarele produse în care găsești în interior exact ceea ce vezi în poza de pe cutie, adică un strat consistent de biscuit, apoi o cremă de brânză, pentru că este un cheesecake, și deasupra fructele întregi într-un strat subțire de gelatină, iar mandarinele acestea au un gust dulce, acrișor, extrem, extrem de plăcut. Mie, de fapt, îmi plac toate citricele. Brânzul l-am luat la restaurant, la Ego Mediterranean, în Kenilworth, o localitate pitorească, în adevăratul sens al cuvântului, foarte aproape de Coventry, și am ales oferta lor specială pentru zilele săptămânii, adică meniul fix cu trei feluri, dar aceste trei feluri puteai să le alegi pe fiecare din mai multe variante. 20 sau 21 de lire a costat un astfel de meniu cu trei feluri. De băut am băut apă minerală.
primul fel ciuperci cu usturoi, pătrunjel, lămâie și un sos de smântână. Excelente au fost ciupercile astea. Fac și eu un fel de tocăniță asemănătoare, însă nu știu ce ciuperci erau astea, scria că sunt wild mushrooms, minunate, iar pâinea pe care am primit-o alături a fost un pic prăjită, mult mai bună decât cea pe care o mâncasem dimineața. Felul principal a fost o bucată de, sau două bucăți de pui prăjit cu legume de sezon, scria acolo. Acum toate legumele sunt de sezon în luna august. A fost și o frunză de țelină, cred că era aia pe care nu am mâncat-o. Iar legumele au fost cu coaja lăsate și cartofii și morcovii. Mi-au plăcut așa de mult pentru că erau al dente, nu erau fleșcăiți deloc, iar sosul de muștar a fost minunat. Mai erau și câteva păstăi de fasole și acelea erau crocante, nu erau foarte fierte. După cum se vede, m-am străduit și am mâncat aproape tot. Inițial mi-a părut puțin rău că am comandat 3 feluri, pentru că mâncasem deja prea mult, însă când am văzut tarta cu lămâie, m-am răzgândit urgent. Cumva tot un fel de cheesecake, dulce acrișor, iar sosul acela, siropul de zmeură, dădea o savoare deosebită, mi-a plăcut extrem de mult. Și cu toate că am crezut că nu o să pot mânca prăjitura integral, am devorat-o până la ultima bucățică. La cină am făcut o mămăligă cu brânză. Pentru Cristi mai mult, pentru că eu nu mai puteam să mănânc absolut nimic. Și de când am reușit performanța de a face mămăligă fără cocoloașe, cam la consistența asta îmi place să ajung, nu-mi place să fie foarte vârtoasă mămăliga, mereu fac mămăligă și îmi iese extraordinar de bine. Asta așa ca un fel de laudă de sine. Mălaiul pe care îl avea Cristi în casă, cred că e cumpărat de la un magazin românesc. Nu am mai văzut brandul acesta de mălai, însă am văzut că este produs în România și cu siguranță de acolo l-a luat. Tot ce am mai mâncat, de fapt ce am mai băut în acea seară, a fost o bere Guinness. Berea irlandeză tradițională, o bere neagră și cu o aromă caramelizată foarte plăcută, o bere cumva mai densă, mai groasă față de alte beri. Și am mâncat și vreo 2-3 saleuri. Saleurile astea cred că le luasem din Marks & Spencer, dar cele din Lidl sunt mai bune. Acesta a fost filmulețul de astăzi. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine!